putea să o luăm și pe aia. Pe când am terminat lucrat? Este firma noastră care am făcut lucrarea. Da. Și ne-a chemat. Când a fost făcută lucrarea? Lucrarea anul ăsta. Aha. Și ce anul scria? Anul politica rânduială. Politica egal rânduială, jos biserica egal masonică. Uh-huh. S-a șters greu? Foarte greu. Cel puțin jos acolo vă dați seama că noi trebuie să ne adus diferite tipuri de solvenție care și acetonă. Și acum așteptăm un tip de diluant rutier. Să încercăm și cu așa să curățăm porii. Uh-huh. Cine o fi făcut? Cine știe? Nu știm nimic, ce să vă zicem. Domnii de la criminalistică au zis că au ceva, niște suspecți. Vor fi camere, vor fi Nu, singura cameră care este acolo, pe corpul de joacă. Nu vor dea de acolo. Nu. Când, acum? Acum 3 săptămâni de zile am terminat lucrarea. Am finalizat cu ornamentele pe fațadă și toate cele. Vă dați seama că... Acum recent nu, că e pus supraveghere, că și poliția va sta în permanență pe aici. Era înălțimea omului, un om normal. S-au uitat și domnii la criminalistică și au spus cine a făcut, aceeași persoană, că s-au cunoscut după litera A, după litera S. Deci același, aceeași mână a avut-o când a scris. Da. Biserica. Asta? De ce oare? Ce i-o fi venit? Nu știu. De-abia se făcuse. Chiar era frumoasă. E, o repară, da? O repară, da. Ar trebui o cameră de lovedere ceva? Da, chiar ar trebui. Dar nici nu m-am gândit că nu e cameră de lovedere în parc. Chiar nu m-am gândit. Este una acolo, dar nu e departe. Bate până, mai ales că e loc de joacă pentru atâția copii. Ar putea să vină pe fiecare noapte să scrie cineva, nu? Ar putea. Ce mai ce să le faci? Ce fel de oameni? Nivelul nostru. Ce fel de oameni ar fi putut scrie? Păi, oameni. Se numesc oameni cei care scriu așa? Păcat. Mulțumim. Asta e, să ia poliția măsuri. O să ia. Că mai ales că își face vremea pe aici. Mă mir că nu s-a desfuzat. Da, păi chiar. Ce pedeapsă ar merita? Pedepsele nu mă abțin. Dacă te se întâmplă în țara asta, e greu cu pedepsele. Care mi-a să mă sun? Pentru ei? Mai merge pe ăsta. Să luăm un șmintel? Baracă nu avem nimic. Nu, ne-aduce. Nu bate. Cred că bate. Nu bate. Ce părere aveți despre cei care au scris? Doamne! Ce zice politica? Mai nu e vorba, dar ce părere aveți? Ce fel de om ar fi putut scrie așa ceva? Unul fără minte și fără cap. Ar trebui să-l prindă poliția? Nu știu. Da! În ziua de azi ne așteptăm la orice. Gata, poliția mamă, oricum patrulează prin zona. Ar trebui pus o cameră de luat vedere, oare? Dacă s-a sunat logic, normal că ar trebui puse camere de la vedere, că nici măcar în parc nu mai ești în siguranță. Asta e România de azi. Încet. Asta e România de azi.
biserica. Ce, mami? Ce păreri avem? Ce pedeapsă ar merita cei care... Abia s-a modernizat acum 3 săptămâni. Mami, nu! Hai, nu suntem noi în măsură să dăm pedepse nimănui. A, bineînțeles. Rad în ce nimănui. Poliția, nu? Legea. Ce poți să știi? Mai ales tramvaile. O practică la mod. Da. Deci credeți că am prăștit materialul, bă. Nu și pe mine. Frumos, bă. Aici așa ajuns. Are ce să-i facă, că-s minori. Ce părere aveți că au scris pe biserică? Ne simt fix. Altceva n-ai cele... Așa ceva pe biserică nu se poate. Ce fel de om poate să fie care a făcut asta? Fără, n-are nicio minte în cap. Ce ar merita cu ce vedea asta? Ăsta? Hai să nu fie, să ziceți, la pârna aia, da? O amendă puternică, ca să nici nu mai poate să mai scrie pe așa ceva. Nu merge să facă ceva pe aceea. Da. Curăține, o lună, zile, să faci numai curăține, tot parcul ăsta pe aici. Ar trebui pus o cameră de la vedere. Păi uitați acolo, vei acolo. Dar nu bate până aici. De la... Așa ceva nu se poate. Ați văzut și de dimineață? Nu, acum am văzut când l-am luat pe nepotul meu de la școală. Eu zic că băieții ăștia chituie pe acolo. Dar nu văzut să mă asta aici. Știa ce scria? Nu. Biserica egal masoneria. Așa ceva mai, nu se poate. Că politica e rânduială. La data de 28 noiembrie ACE, polițiștii Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de distrugere. Mai exact, persoane necunoscute au scris cu vopsea roșie și neagră pe zidul unei biserici din Municipiul Râmnicu Vâlcea. Se efectuează cercetări, a fost efectuată cercetarea la fața locului, polițiștii continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurilor în care a fost comisă fapta și tragerea la răspundere a persoanelor responsabile. Până în prezent nu a fost depusă o plângere în acest sens.